găsit, dragi telespectatori, și astăzi la Folclorul sub lupă. V-am obișnuit ca fiecare artist să treacă dincolo de ecran cu povești de viață. Vă mărturisesc că și astăzi îndrăgita artistă care a acceptat invitația în această emisiune va fi cunoscută sau o veți cunoaște dincolo de micile ecrane. Pentru că ne-a obișnuit cu pozitivism, o vibrație bună și energie totodată, astăzi vine să dezvăluie lucruri pe care mulți dintre noi nu le-am aflat, nu le-am cunoscut și nu le-am știut niciodată. Cum a trecut peste obstacolele vieții, aș vrea să ne spună chiar astăzi în ediția pe care v-am pregătit-o, îndrăgita Maria Butilă. Dragi telespectatori, ca de fiecare dată îmi dau silința pentru dumneavoastră și pentru mine ca om și în dezvoltarea personală să aducem în fața dumneavoastră, eu și întreaga echipă a emisiunii Folclorul sub lupă, artiști unul și unul, artiști cu povești de viață și dincolo de toate să aflați cu adevărat că poate fiecare secundă din viețile dumnealor sunt numărate în picături. Și spun acest lucru pentru că vremea de afară este puțin mai nostalgică, să spun așa, și am prins momentul oportun să o am astăzi alături de mine pe îndrăgita artistă doamna Maria Butilă, cărei îi spun bună ziua și bine ați venit! Bine v-am regăsit! Apropo de vremea de afară, nu este prielnică pentru mine. Îmi place soarele, îmi place lumina, iar vremea de afară chiar este așa o vreme care îți provoacă oarecum nostalgia. Îmi place toamna, cu toate culorile și frumusețile ei și rodnicia ei, dar lipsa soarelui oarecum mă face nostalgică și mă dezavantajează. Dar faptul că tu te-ai gândit la persoana mea pentru Folclorul sub lupă îmi dă o bucurie nemăsurată, pentru că acum vreau să îi mulțumesc postului de televiziune Etno TV și telespectatorilor lui pentru felul în care primesc folclorul, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că, vedeți, în această perioadă sunt foarte multe interpretări ale folclorului sau ale muzicii populare. În ce privește folclorul și muzica populară, eu sunt un om care promovează cultura tradițională și muzica populară adevărată, folclorul adevărat, și faptul că Etno TV a îmbrățișat și cariera artiștilor care promovează acest gen de muzică este un lucru îmbucurător. Vreau să vă felicit pentru emisiunile pe care le realizați și să mulțumesc totodată postului de televiziune Etno TV pentru că a contribuit într-o bună măsură la cariera mea profesională. Mulțumim din suflet, doamna Maria, și mulțumesc și numele colegilor și, desigur, telespectatorilor, pentru că, datorită dumnealor, emisiunea și emisiunile noastre de televiziune sunt urmărite, iar eu vreau să vă mulțumesc astăzi că ați acceptat invitația în emisiune, pentru că aici artiștii vin să-și arate sufletul de artist și totodată ce se ascunde în spatele lui. Și aș vrea, pentru început, așa cum obișnuiesc să o fac la emisiunile pe care le prezint, telespectatorii știu despre doamna Maria Butilă, știu despre artist, știu despre faptul că întotdeauna veniți cu zâmbet și cu voie bună în fiecare emisiune de televiziune și cred că cei de acasă asta și cer. Dar să nu uităm totuși că avem momente de slăbiciune, momente de nostalgie, momente care ne introduc în trecut, dacă vreți, în lumea copilăriei, și aș vrea să vă întreb de ce nu v-ați desprins până în prezent din copilăria dumneavoastră, ce vă amintiți frumos și ce vă amintiți, nu neapărat cu regret, cât cu o greutate pe care ați trecut-o, copil fiind sau adolescent, de ce nu? Da, este o întrebare sau un subiect destul de amplu. Copilăria mea a fost o copilărie foarte frumoasă, deși provin dintr-o familie modestă, n-am avut niciodată neapărat ce își doresc copiii din ziua de astăzi. Ați punctat foarte bine din ziua de astăzi, dar eu cred că asta v-a ajutat de fapt. Fac întotdeauna o comparație între copilăria copiilor noștri și copilăria noastră. N-am avut niciodată, n-am fost răsfățați, cum sunt răsfățați copiii din ziua de astăzi, însă am avut momente în copilărie pe care nu le dau pentru tot răsfățul zilelor noastre.
Nu pot să uit niciodată jucăriile pe care le aveam, păpușile din cârpe, nu pot să uit vioara pe care mi-a făcut-o tata din tulei de porumb, din turjăni ăia de porumb, că așa le zice la noi turjăni, tulpina pe care crește porumbul. Vioară v-a făcut. Da, mi-a făcut incredibil. Vioară din turjanul ăla de porumb. Nu pot să uit, de asemenea, păpușa din cârpe pe care o aveam și pe care mătușa mea, Dumnezeu să-i odihnească, Anastasia, o îmbrăca așa de frumos, cu tot felul de rochiuțe și cu tot felul de pieptărașe și cu tot felul... Îmbrăca frumos și îi puneam păr din chica de la cucuruz. În momentul în care despănușezi porumbul, este chica aia care la un moment dat era galbenă sau era mai roșie sau era mai neagră, dar întotdeauna păpușa mea avea păr din chica de porumb. Deci sunt momente pe care nu pot să le uiți o viață întreagă. Sunt binecuvântată, zic, că am trăit o asemenea copilărie. Nu pot să uit niciodată jocurile de-a vați ascunsele, prin șopru, cu fân, dormitul pe fân. Ne puneam pături și ne duceam perinile din casă și dormeam în fânar. Nu pot să uit, exact cum vă spuneam, jocul de-a vați ascunsele, pe după cocheță, pe după, vai, Doamne ferește. Deci sunt niște lucruri pe care nu pot să le uit și nu poți să te desprinzi de ele. Să-mi spuneți dacă contează copilăria avută în dezvoltarea, dacă vreți, și modul în care ajungi un adult. Adică în momentul în care îți păstrezi foarte sufletul mult de copil, cred că ai o viață prin care știi să treci, atât prin obstacole cât foarte și prin mult reușite. La un moment dat, într-o discuție, un prieten mă felicita și îmi spunea: Maria, vreau să te felicit pentru copilul din tine. Nici nu știți cât de mult a însemnat această expresie și această remarcă a prietenului meu când mi-a zis: te felicit că ai rămas totuși o parte din copilul care ai fost altădată. Într-adevăr, copilăria pe care ai trăit-o îți marchează întreaga viață și de asta eu mă consider un copil foarte fericit. Chiar dacă n-am avut eu toate nebunile pe care le au copiii în ziua de astăzi, chiar dacă bradul meu de Crăciun era împodobit cu nuci, cu mere și cu lumânărele și la care le dădeam foc doar atunci un pic, câteva minute și totdeauna cu asistență ca să nu se întâmple, Doamne ferește, o nebunie. Însă, iarăși nu pot să uit, vezi, tot timpul copilăria te urmărește, nu pot să uit de câte ori văd cireșele, nu pot să uit cât m-am suit eu în tăți cireșii ăia de la colectiv și cum vine Sandu, că așa îi zice, cu parul și vine să ne dea jos din că umblați la furaj. Deci doamna Maria a fost în Ion Creangă mai mic, nu? Da, un pic. Un pic. Acum, Doamne ferește, n-aș putea să mă mai suit într-un cireș, dar de câte ori văd cireșele și cireșii, întotdeauna mi-amintesc cum vine Sandu și cu bâta aia lungă să ne dai jos din cireș. Eu cred că vremea a fost prielnică, doamna Maria, cu noi, că v-a luat nostalgia și ați intrat atât de mult în miezul acesta al poveștii de viață și al copilăriei în special, încât, uite, m-ați introdus și pe mine de parcă aș fi protagonist sau personaj în copilăria frumoasă pe care ați avut-o. Ce vă lipsește acum și v-ați dori poate să aveți în casă sau în modul în care vă petreceți timpul din viața petrecută în sânul familiei? Nu știu cina, prânzul, modul în care petreceați duminicile. Nu știu dacă îmi lipsește ceva, pentru că familia mea, iar familia soțului meu, păstrează acest obicei de duminică în familie sau nu neapărat duminică, ne stabilim o zi pe săptămână, dar de regulă sărbătorile în care să luăm o masă la o perioadă de timp, poate că o dată pe lună. Luăm masa împreună și ne simțim bine, povestim
despre reușite sau nereușite, povestim despre viața copilului, despre ce ar mai trebui, având ei experiența, vorbesc de bunici, de părinții soțului meu, având și ei experiența de părinți și de bunici, întotdeauna primim sfaturi. Deci păstrăm acest obicei. Însă îmi lipsește foarte mult mama, pe care am pierdut-o de ceva vreme, și îmi lipsește de asemenea tata, pentru că tata suferă de o boală incurabilă, este, cum să vă spun, este un om în vârstă care s-a îmbolnăvit, dumnealui n-a fost niciodată la medic, niciodată. Iar în momentul în care a ajuns să umble la medic, a suferit o depresie extraordinară. Îți dai seama ce înseamnă să nu iei un medicament, să nu umbli la farmacie, să nu umbli la medic, să nu te duci la stomatologie, își scotea măselele dureroase acasă și dezinfecta cu spirit. El nu s-a dus niciodată la stomatologie. Deci, un om care a trăit fără medicamente, fără medic, fără așa, în momentul în care se îmbolnăvește, normal, suferă o depresie. Deci, mi-e dor de părinții mei. Tata încă trăiește, astăzi este ziua lui de naștere, la mulți ani, tata. La mulți ani, să fie sănătos. Și mi-e dor de mama, mi-e dor foarte mult de mama, mi-e dor de zilele în care mergeam acasă, deși foarte rar, și am rămas cu asta pe conștiință, de asta îi sfătuiesc pe toți cei care mai au părinți. Oricum, niciodată nu vei fi mulțumit că ai făcut totul pentru părinții tăi și pentru vizitele acasă și pentru statul acasă o săptămână, să stai și tu liniștit acasă cu părinții tăi, să reintri în acea atmosferă de familie și de copilărie. Însă faptul că îi vizitezi mai des o să-ți fie mult mai ușor. Atât, poate. Da, pentru o să-ți fie de ajutor pentru psihicul tău în momentul în care ei nu vor mai fi, pentru că trebuie să ne gândim și la momentele astea, nu suntem veșnici pe pământ și totul are un sfârșit, iar în momentul în care îți pierzi părinții, atunci nu vei mai avea acele regrete atât de mari că tu n-ai fost acasă. Și revenind la ceea ce simțeam când mă duceam acasă, vinovăția aceea că nu sunt destul de prezentă acasă, alături de părinții mei, și faptul că mama, de câte ori mergeam, m-a așteptat la poartă. Niciodată n-am mers mama să nu fie la poartă. Ca și cum ar fi simțit, nu neapărat am fost anunțată totdeauna, dar pe mama o găseam la poartă, așteptându-mă, îmbrăcată în straiele ei de treabă, pe afară, pe la grajd, pe la vite, pe la... Și acum când mă duc acasă și nu mă mai așteaptă nimeni la poartă, așa simt, nu știu, o senzație de copil sărac. Ați simțit că s-a rupt o bucată din dumneavoastră odată cu plecarea dumneavoastră? Da, da. Nu știu dacă acum, mă rog, tata trăiește și parcă îi ține locul mamei mele, așa simt, dar când se duce mama... Sunteți și dumneavoastră mamă, doamna Maria, și m-am uitat întotdeauna când ați venit însoțită de fiul dumneavoastră la ce relație specială aveți cu el, dar dincolo de asta vă văd a fi o mamă responsabilă, o mamă, să spun așa, dreaptă și tânără în gândire și cu lipsa egoismului, dacă vreți. Nu vă văd ca fiind posesivă vis-a-vis de fiul dumneavoastră. Da, decât cu o limită asta, pentru că probabil și modul în care ați crescut și lucrurile bune pe care le-ați văzut și ceea ce m-a surprins de fiecare dată la un artist invitat și acum se întregește răspunsul și ceea ce am gândit, este faptul că oamenii care cresc în simplitate și modestie nu adună frustrări atât de mari ca generațiile din ziua de azi vis-a-vis de faptul că văd bucuria, dacă vreți, în partea financiară sau necesitatea aceasta, pe când dumneavoastră ați văzut bucuria în modul în care ați fost educată și ați avut și o autoeducație, dacă vreți. Da, este. Prin felul în care vă jucați, prin felul în care erați asistată, iată, de mătușa, cum ați spus, și cu ce vă pregătea, și felul în care părinții v-au transmis și v-au educat prin cei 7 ani de acasă. Da, eu mă străduiesc foarte
mult să fiu o mamă bună și spun mă străduiesc pentru că eu am fost un copil care a venit la bătrânețe, mă rog, la maturitate, pentru că diferența între mine și surorile mele este de 13, respectiv 12 ani. Să după fie mine, sănătoasă și să fiți sănătoasă. Mulțumesc. Pe una am pierdut-o, din păcate, de 7-8 ani. Pe cea de-a doua. Dar, cum spuneam, după sora mea de-a doua, am venit eu la 12 ani și după mine a venit un frățior. Tata și-a dorit foarte mult un băiat. Și eu spus la mama, mai în glumă, mai în serios, să știi că eu atâția copii îți fac până când vine un ficior. Și dreptate a avut. Și a avut dreptate. Și faptul că eu sunt mai dezinvoltă și mai veselă și mai bărbătoasă așa și mai în putere, eu mă simt o femeie în putere oricând aș putea o, Doamne, ferește-mă de necazuri, dar simt că aș putea să o iau oricând de la capăt, pentru că am un psihic foarte tare și îi mulțumesc la Dumnezeu că m-a investit cu asemenea psihic și cu asemenea tărie de caracter, încât aș putea să o iau de la capăt oricând. Spuneam că am venit mai la maturitate și istoria se repetă. Copilul asta meu... Asta voiam să vă spun, că știu că și dumneavoastră ați devenit mamă. La ce vârstă, doamna Copilul Maria? Copilul meu a venit cam așa cum am venit eu de târziu. La 36 de ani. Tata, nu v-ați considerat coaptă la minte, cum e vorba din popor? Ba da, mult. Și pregătită să faceți? Mult prea coaptă. Știi cum este povestea cu copiii? Este bine să faci copii atunci, la vremea lor, când ești tânăr și iei toate lucrurile așa. Vine un tăvălug și te duci în viață. În momentul în care copilul vine la o vârstă un pic mai înaintată și ești mult mai matur, deja, nu știu, parcă iei totul mult prea în serios, devii mult mai responsabilă, există doza aceea de mai multă grijă, mai mult, nu știu, mai multă implicare, mai mult, ori când copilul vine în momentul în care ești tânăr, crește odată cu tine, te înveți cu răbdarea, înveți odată cu el să ai răbdare, înveți odată cu el să te joci, să te, nu știu, să te plimbi, să faci toate activitățile astea zilnice. N-aș spune că nu este mai multă implicare, dar în momentul în care vine mai târziu, este o mult mai mare responsabilitate. Iei totul mult mai în serios. Dar faptul că băiatul meu a venit mai târziu, s-a lăsat așteptat, iar eu am crezut la un moment dat că chiar o să înnebunesc dacă nu o să fiu mamă, pentru că instinctul meu vroia neapărat, s-a trezit instinctul matern și am zis gata, înnebunesc dacă nu voi avea un copil. Iar prietenii mei, pentru că întotdeauna am avut oameni de nădejde în spatele meu, adică oameni care m-au susținut, oameni care m-au învățat, oameni care au fost alături de mine, mi-au zis liniștește-te și o să vezi că după ce te liniștești, atunci va veni și copilul. Și așa a fost. Faptul că am fost foarte stresată, pentru că toate le-am făcut mai târziu, eu tot așa zic, am prins ultimul tren. Dar nu cel din urmă, doamna Maria. Nu, dar a fost printre ultimele trenuri, am făcut facultate târziu. Faptul că am fost foarte stresată poate că a contribuit la imposibilitatea de a da naștere unui copil. Iar în momentul în care mi-a terminat facultatea și m-am liniștit, atunci am rămas însărcinată. Și faptul că Darius a venit pe lume mai târziu m-a responsabilizat, dar în același timp m-a făcut să nu îmbătrânesc. Eu trebuia să fiu în rând cu mamele mai tinere. Îmi amintesc că m-am dus la un moment dat la spațiul de joacă cu el și o fată foarte tânără m-a întrebat, sunteți bunica sau sunteți mama? Așa a pățit mama în momentul în care a venit cu mine la concursul de interpretare a cântecului popular undeva în Târgu Jiu sau ceva de genul. A venit cu mine pentru că nu și-a permis să mă lase singură, să mă duc cu trenul, să stau atâtea zile, nu știu unde și așa. Și atunci mi-am adus aminte, așa a fost întrebată mama, sunteți mama
sau bunica. Deci istoria se repetă, cu adevărat. Da. Și poate multe, da, iată, da, din genele din trecut se, da, se, dar asta vreau să scot în evidență, că faptul că eu trebuie să fiu în rând cu mamele cele tinere. Da, sunteți, doamna Maria. Din ce punct de vedere vrei? Chiar și în felul cum mă îmbrac, chiar și în felul cum mă port, copilul meu și soțul meu au grijă de asta și mă atenționează. Mama, vezi că aici ești cam depășită. Spre, da, exemplu, da, mă adaptați cererilor, nu? Bineînțeles. Cerințelor. Spre exemplu, eu n-am văzut, sau am văzut, sau n-am vrut să văd faptul că acum se poartă ghiozdănelele. Ca să vă dau un exemplu foarte recent. Și mi-aduc aminte că erați la noi la TV cu Mariza și îmi spune, la un moment dat copilul, zice, mami, dar tu nu mai termin cu geanta asta, că deja depășită faza de geantă. Iar soțul meu îi spune, paporniță, te rog să încetezi cu papornița asta, și zice, Darius, îi cumpărăm la mama un ghiozdănel. Ei bine, și de atunci port ghiozdănel. Tata, uite ce băieți faini aveți, deci în ciuda faptului că ați devenit, Doamne, să zic, mama, mulțumesc mai pentru tot. Vârstă, v-ați adaptat, da? Și asta spun că sunteți foarte deschisă, dumneavoastră ca om. Păi trebuie să fiu deschisă, gândire, pentru că copilul meu este copil și copil frumos, și îi place și lui să aibă o mamă care să fie cât de cât, nu știu, în ton cu ceea, cu vremurile și cu ceea, tot ceea ce se întâmplă. Dar să trecem, până trecem la capitolul următor, aș vrea cu mine să pot să povestesc 7 zile. Pe asta îmi și doresc, ca Folclorul Sub Lupă să fie emisiunea acoperită întru totul de artistul Maria Butilă și omul Maria Butilă. Când l-ați întâlnit pe soțul dumneavoastră, doamna Maria? Că spuneați că ați terminat studiile superioare atunci cu facultatea. Povestea este foarte lungă. L-am întâlnit pe soțul meu cântând. La nunți, soțul meu făcea parte dintr-o formație de muzică ușoară. Era baterist. Și aveau foarte multe concursuri la activ câștigate. Pe atunci era vremea cântării României și apoi alte și alte concursuri. Și ei cântau foarte bine. Mi-amintesc balurile de pe vremuri ce le făceau. Cântau piese din repertoriul trupelor Iris, Holograf, Compact. Era o nebunie ce se întâmpla. În căminele alea culturale, toată lumea venea la bal și era înnebunită de ceea ce se întâmpla. Am văzut fete care își aruncau batistele, șervețelele, lanțurile de aur, inele pe scenă. Deci fanii răiți, nu? Da, de dragul lor. Dar să știi că ei cântau foarte bine. Deci acum nu sunt subiectivă în ceea ce zic. Erau foarte talentați. Fiecare pe partea lui, bateristul pe partea lui, chitaristul pe partea lui. Și ei aveau nevoie de un solist, pentru că mergeau și la țară. Și la țară oamenii au început să meargă însurații, cum le zicem noi. Nu numai tineretul mai mergea la bal, mai mergeau și însurații. Și atunci însurații aveau nevoie de partea aceea de muzică populară în care să se desfășoare, să joace o învârtită, un de-a lungul. Deci ați fost sarea și piperul, practic. Și atunci soțul meu a venit la localul în care eu cântam aproape seară de seară și i-a cerut la persoana cu care cântam acolo, acordeonistul cu care cântam acolo, erau mai multe fete, eram vreo 4 sau 5, și a zis, o vreau pe Maria Butilă să vină cu noi. Bineînțeles că domnul Elec Moldovan a fost reticent la pe Maria, nu ți-o dau. Da, dar Maria a vrut singură să plece. Simțeam nevoia de evoluție, simțeam nevoia să ies din acel restaurant și să mă duc să cânt la nunți, la petreceri, la spectacole. Dar priveți ca o colaborare profesională sau era și atracția aceea, dragoste la prima vedere, nu? Nu, atunci era profesional totul. Deci cu strict, gândul acesta și pleca, strict, practic. Profesional, strict, da? Și apoi ne-am împrietenit. Apoi a devenit confesorul meu. Credeți în destin, doamna Maria? Da. Da. Destinul este acolo, este adevărat. Și nu te poți opune, nu, iată. N-ai cum. Oricum ai vrea să o iei tot pe ocole și tot acolo ajungi. Foarte, mi se pare povestea așa, ați început cu asta, ați devenit puțin nostalgică, ochii vi s-au umezit atunci când ați vorbit de familie, dar aveți cu adevărat o poveste de viață frumoasă.
Am, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat și pentru tot ce s-a întâmplat în viața mea. Îți mulțumesc pentru părinții pe care mi-ai dat. Îți mulțumesc că mi-ai dat de la mama liniștea și felul de a fi o femeie conștiincioasă și dedicată. De la mama, de asemenea, am primit dragostea pentru cântecul popular. Ea întotdeauna mă trezea cu radioul, mă culca cu radioul. Iar de la... îmi dau seama cât de mult vă lipsește. Iar de la tata, am asta. Șarmul și da, scânteia. Da, scânteia și lumina și optimismul și chiar câteodată mai știu să fac și niște glume. Și prietenii mă iubesc pentru asta, adică am simțul umorului. Nu știu, eu sunt mulțumită de ceea ce am devenit în timp. Dar care a fost cel mai greu moment din viața dumneavoastră, în afară de pierderea mamei dumneavoastră pe care ați avut-o până acum și iată problema de sănătate despre care ați spus vis-a-vis de tată? Ceva în care dumneavoastră simți că v-ați blocat și cu greu poate treceți peste? Da. Am avut un moment greu, deși n-aș vrea să vorbesc foarte mult despre asta. Momentul în care copilul meu a făcut diabet m-a dat peste cap totalmente. N-am crezut vreodată că mai revin. N-am crezut că voi mai fi femeia care am fost altă dată. Dar a moștenit pe cineva, nu, doamna Maria? Nu, nu știu ce s-a întâmplat. Medicii spun că am făcut diabet pe fond emoțional, însă după aceea m-am gândit și m-am resemnat, pentru că n-ai ce să faci în zilele astea, n-ai ce să faci decât să te resemnezi. Și eu zic că Dumnezeu are un gând pentru fiecare. Pentru ceva s-a întâmplat. Asta vom afla în viitor, pentru ce s-a întâmplat și pentru ce a trebuit să trec eu prin... Acum vorbesc ca un om resemnat și ca un om care și-a revenit. Și care nu s-a îndepărtat care... de credință. Pentru că dumneavoastră vorbiți da, și acum. Da, să știi că am avut momentele astea. A trebuit să merg la duhovnic și a trebuit să spun: părinte, dezleagă-mă că m-am supărat. Deci ați avut momente în care erați supărată. Am avut și mulțumesc duhovnicului meu că m-a ajutat foarte mult în acest sens. Pentru că m-am simțit foarte vinovată supărându-mă pe Dumnezeu. M-am supărat odată. Și pot să recunosc că nu am nicio... Deci nu mă ascund de nimic și... Cum să zic? Dar în momentul în care am văzut greșeala, m-am dus la duhovnicul meu și am zis: părinte, te rog să mă dezlegi, fă cumva, roagă-te pentru mine, mă rog și eu, ca să mă ierte Dumnezeu pentru acea clipă de... Rătăcire, poate. De rătăcire, exact. Asta este expresia, rătăcire. Dar știu că Dumnezeu mă iubește, dar pentru că mi-a arătat și după aceea. Și duhovnicul cu siguranță v-a zis că probabil supărarea interioară și neacceptarea că este copilul dumneavoastră în acest lucru, dar nu că ați gândit cu ură și cu, cum să zic, înverșunare multă. Că asta vorbeam și eu când am mers la duhovnic. N-ai cum să poate te de multe ori te întrebi, dar de ce eu, dar de ce... E bine de să ce nu spui, da. Copilul meu? Da, de ce copilul, așa că este. Că eu peste mine pot să treacă tot. Înțelegi? Dar în momentul în care copilul, atunci doare. Doare rău. Iar duhovnicul meu... Mai ales că a fost un copil dorit, a fost un copil care va schimba viețile. Mi-a îndrumat pașii și m-a sfătuit numai de bine și am reușit să trec peste asta. Și mi-am dat seama că nimic nu este întâmplător, pentru ceva s-a întâmplat asta. Spre exemplu, acum nu vreau, am luat exemplu medicul copilului meu, care datorită diabetului făcut la 11 ani a devenit diabetolog. Acum nu neapărat aș vrea ca și copilul meu să devină diabetolog, dar pentru ceva s-a întâmplat asta. Cu siguranță. Dumnezeu, și să schimbe iată pe tot viața. Dumnezeu are un plan cu fiecare. Așa cum a avut cu mine, cu tine sau cu colegii noștri. Toți, da, este. Are un plan și cu copilul meu. Și atunci luăm viața așa, este un stil de viață mult mai ordonat și mult mai calculat. Calcul matematic în tot
ce face și în tot ce mănâncă. Păi deja mi-ați dat 3 lecții de viață până acum, cel puțin medicul, care a devenit medic datorită cazului, faptul că ați devenit cu viața mai sănătoasă din punct de vedere alimentar și de ce nu poate al sportului și poate petreceți timp împreună și momente în weekend pentru sport și desigur acceptarea și apropierea în credință. Bineînțeles, dacă nu, fără Dumnezeu păi nu putem face nimic. Câte lucruri ați învățat, doamna Maria, prin asta? Păi asta, cum să zic, fiecare om învață ceva. Adică dacă treci prin viață fără să înveți nimic, înseamnă că ai trecut degeaba și vai, este vai. Se spune, nu lua pe drumul unde nu este nimic, iau pe drumul în care semnezi ceva. Așa este. Și lași fiecare, ceva în urmă. Fiecare, tot ce se întâmplă în viața noastră este o lecție pe care trebuie să o înveți. Dacă n-ai învățat-o, e vai. Deci trebuie foarte mult să... Am ajuns la o vârstă la care trebuie să fiu foarte suspicioasă, zic, și să mă întreb oare asta de ce? Și oare asta ce vrea să însemne? Și oare asta ce? Deci mult trebuie să calculăm și să ne gândim ce am făcut, ce am greșit. Și uite, pandemia asta m-a făcut foarte mult să vorbesc cu mine, să știu să mă cunosc, să mă recunosc, să știu care îmi sunt prioritățile, pentru că alergam ca o bezmetică, nu știu după ce. Și să mă uit cu milă la cei care aleargă, în primul rând să mă uit cu milă la cum am putut să alerg eu și să nu spun nu niciodată și să nu știu care îmi sunt prioritățile. Mă uit cu milă la cei care continuă să facă asta. Este, perioada aceasta a fost o... Da. O minune, o... Nu știu, nu știu că nu vreau să vorbesc urât, dar o perioadă urâtă, neagră, dar și dacă luăm, să tragă concluzii, dacă să accepte... luăm partea bună a lucrurilor, hai să vedem ce am învățat din asta. Și ceea ce este regretabil este faptul că mulți n-au învățat nimic. Dar eu mi-am regăsit eul, mi-am regăsit familia, mi-am regăsit prietenii, mi-am regăsit serviciul, am regăsit tot. E adevărat că după acceptare, doamna Maria, întotdeauna vine și rezolvare? Cu siguranță. Cu siguranță și satisfacția este mult mai mare. Dar în ce ar trebui să ne găsim optimismul sau autosugestia să fie cât mai bună pentru a putea rezolva greutățile sau să trecem prin obstacole? Eu zic că Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu este cel pe care trebuie să-l invocăm. Fără Dumnezeu nu putem să facem nimic. În momentul în care te îndepărtezi de Dumnezeu, toate se dau peste cap. Am avut momente în viața mea când m-am simțit departe de Dumnezeu. În sensul că nu mai puteam să intru, să mă conectez. Nu mai puteam să în mă biserică, conectez. În biserică, adică? Nu în biserică neapărat. Că în momentul în care te duci în biserică, trebuie să existe o... Nu sunt un om care să mă duc zilnic la biserică sau să... Aveți credința interioară și bineînțeles, psihicul întotdeauna. Bineînțeles. Am un loc în casă în care pun genunchiul jos, în care mă rog, în care stau de vorbă cu Dumnezeu, dar recunosc că am avut momente în viață în care nu mai puteam să mă conectez, pentru că m-am îndepărtat foarte mult. Și atunci am cerut ajutorul divin și a venit. Și a venit și din nou mi-am simțit mâna lui Dumnezeu, mi-am simțit-o în cap, aici. Dar cum v-ați impus să faceți lucrul ăsta? Adică v-ați îndepărtat și totuși ați avut chemare în același timp. Cum ați simțit să faceți pasul ăsta? Păi m-am autoeducat. Deci trebuie să ne autoeducăm. Aici iar revenim la partea cu autoeducarea și faptul că trebuie să-ți impui să fie bine. Adică tu nu poți să gândești negativ și să ți se întâmple doar bine. Trebuie să gândești pozitiv ca să ți se întâmple bine. Sunt... un învățăcel, dacă vreți, a, și nu. Am spus o să înveți astea, din experiență. Da. Și încet, încet stau să mă mai gândesc și eu la trecut, la copilărie, la faptul că mama mă învață foarte multe și simt că sunt indispensabil, așa să zic, de prezența dumneei. Dacă îmi permiți un sfat, ar fi acela să petreci cât mai mult timp alături de familia ta și de copiii tăi. Doamna nimic Maria, nu este mai prețios. Doamna Maria, și-a luat borseta în spate sau geamantanul la 53 de ani și a venit în București pentru mine. Nu știu câți oameni la vârsta mamei
s-ar încumeta să mai facă, de ce nu, un credit la bancă sau să facă niște eforturi din acestea încât să fie aproape de mine și nu știu cum să-i mulțumesc și să-i fiu recunoscătoare mai mult pentru gestul acesta, pentru că mulți oameni ajung să fie conservatori sau să iubească mai mult cariera și alte priorități, cum a spus dumneavoastră puțin mai devreme, să ajungă să fie sluga banului, dacă vreți, și atunci să renunțe la momentele astea care sunt unice. Unice. Nu se mai întorc niciodată. Mama nu se va întoarce. Noi, eu nu o să mai învăț copiii niciodată la vârsta de un an, 2, 3, 4 ani. Trăiește momentul, trăiește clipa. I-a spus, mamă, bărbatul se muntește prin femeie și femeia prin copii. Și odată cu înaintarea în vârstă devii și mai înțeleaptă. Corect, așa și este. Și mă regăsesc mult în vorbele astea. Așa este. Eu mă bucur foarte mult și pentru tine. Te-am urmărit de atâtea ori, te-am urmărit și pe rețelele de socializare. Văd ce fel de mamă ești, văd cât de dragi sunt copiii și cred că ești o mamă foarte dedicată. Rămâi așa. Rămâi așa și păstrează aceste momente pentru că nu se mai întorc niciodată. E adevărat, cariera contează, serviciul contează, banii contează, pentru că noi tot povestim că nu avem nevoie de bani. Ba da, pentru că fără bani să ai un n-avem confort. Să putem trăi, pentru că este o lume a banului ceea ce trăim noi acum. Deci clar că avem nevoie de bani, dar să nu ne uităm prioritățile. Am învățat din lecțiile de viață, din lecțiile pe care mi le-a dat viața, că nimic nu este mai important decât familia. Da, și familia pe eu n-am primul... pus cariera înainte, că poate de asta și deveni mamă pentru prima dată la 23 de ani. Dumnezeu să-ți ajute. Exact cum ați spus, că crești odată cu copilul, dar sunt viața lui dedic lor și de fiecare dată îmi place să vorbesc cu mame și nu numai, pentru că am întotdeauna ceva de învățat, adică mă ajută și pe mine și știu că eram un om răbdător și înainte, că prin prisma meseriei și a faptului că am fost educator, învățător, am încercat și am învățat să am răbdare, dar atunci când devii mamă, ți se dublează răbdarea. Bineînțeles că se dublează răbdarea, se dublează toate când ești mamă. Dar spune și cred că este cel mai important lucru în lumea asta să ai, să devii mamă. Eu nu... nu știu cum să zic, eu de-aia m-am supărat foarte tare în momentul în care am aflat că n-aș putea rămâne, am fost la un control medical și mi s-a spus că... Informația a fost eronată. Da, că există, nu, că am sterilitate secundară. Ce înseamnă? Păi că puteți sau nu puteți rămâne. Păi, asta e relativă pentru oricine. Asta n-am înțeles-o niciodată, dar mă rog, în termenii medicali, în momentul în care mi-a spus că puteți sau nu puteți, am zis, nu, trebuie să existe o șansă, deci eu voi putea. Da, dar știi? Cum lucrează. Tot sus. Și după suflet ați tot primit. Tot sus, da. Dacă mi-am dorit atât de mult, Dumnezeu a zis, trebuie să-i dăm. Sunteți și mi-a dat un copil minunat. Ați fost contrar celor spuse, doamna Maria, și asta datorită credinței avute. Da, este adevărat. Foarte mult m-am rugat și foarte mult mi-am dorit să am un copil. Și l-aveți atât de frumos și vă dobândește fericirea și este optimismul. Este cea mai minunat, cel mai minunat lucru care mi s-a putut întâmpla. Aș putea să nu am nimic. Dar să-l aveți pe Darius. Dar cum este relația dintre dumneavoastră și Darius? Vorbește mai mult cu dumneavoastră? Sunteți o prietenă mai apropiată decât este tatăl? Firește că sunt o prietenă. De multe ori aș zice că îl iubește mai mult pe tati, că el are poveștile lui cu tati și noi avem poveștile noastre. Cu mamei. Da. Eu sunt mai indulgent, așa, cu mine se poate povesti mai multe. Tatăl lui este un pic mai autoritar și mi se pare corect. Da, așa trebuie, pentru că așa trebuie să fie un tată. Și de multe ori zice, tine face ce vrea, pe tine te fraierește cum vrea el. Da, dar am și satisfacția asta că i-am oferit. Poate că aici este, aici se profită un pic de faptul că eu încerc să-i ofer ce nu am avut eu. Bine că nu trebuie să exagerăm nici cu asta, că... Atunci copilul înțelege că îi se cuvine. Da. Dar trebuie... Eu încerc să explic că trebuie să știe și la un moment dat, tot spunându-i și explicându-i povestea cu banii și cu vreau aia, vreau aia, vreau aia, zice, mami, oare ce s-ar întâmpla dacă eu m-aș duce să lucrez?
Atunci am simțit că copilul meu a înțeles ceea ce eu îi spun și greutatea cu care faci banii, adică banii nu pică din cer. Trebuie să știi noțiunea banului. Iar el, eu tot explicându-i despre cât de greu se fac banii și cât de greu se țin banii, mi-a zis la un moment dat, zice, să știi că la un moment dat eu o să mă duc să lucrez, poate chiar în vacanță. Ei bine, eu n-am încurajat lucrul acesta pentru că vreau să facă școală și apoi să lucreze, dar dacă el va ține, deși sunt colegi de-ai lui și prieteni de-ai lui, care deja lucrează pe perioada de vacanță lucrează și m-am gândit și m-am răzgândit și iar m-am gândit și poate că ar trebui să-l las să lucreze, să vadă și el cum se câștigă banii. Pentru că așa am fost și eu învățată, de mică, să știu cum se câștigă banii. Mă rog, de mică, după ce am terminat liceul, mama m-a lăsat să mă duc în fabrică, unde am fost repartizată, acolo, direcția Toplița, la fabrica de mobilă. Da, a fost ușor. Munca v-a nobilat. Nu mi-a fost ușor. Nici nu pot să vă spun ce bucurie am simțit în momentul în care mi-a venit primul salariu și am putut să mă bucur eu să-mi iau o pereche de blugi sau o pereche de, nu știu, ce era atunci. Simțeați că vă aparțin și că sunt rezultatul muncii. Sunt ai mei. Da. Exact, exact. E bine ca și copiii din ziua de astăzi să știe, să aprecieze și să respecte banul și să știe că nu totul. Da, dar totul pleacă de la părinți, cred. Eu cred cu tăria asta este și adevărat. De ce îi se impune și de faptul că noi ca generație ne-am schimbat pentru că am fost crescuți un pic cu frică, cu teamă, cu niște reguli și atunci ei vor să acorde libertatea totală. Copilul se profită de lucrul ăsta pentru că de teama de a nu plânge copilul sau a nu riposta în momentul refuzului, să-i dau copilului ca să aibă, să-i dau copilului ca să tacă și atunci de la asta se ajunge aici. Corect, corect. Da. Mi-aș dori mult și Matias când va crește, respectiv Ingrid, să spun același lucru. Și eu muncesc de la 13 ani, țin minte, doamna Maria, că aici chiar e o poveste ca prietenele, deși interviul vi se adresează. Am fost chemată la un hipermarket și mi s-a spus, Lavinia, trebuie să faci protecția muncii. Eu gândesc, ce e protecția muncii? Ajung și eu sus, la 13 ani, lângă doamne, bucătărese, merchandiser și așa mai departe. Câte tipuri de extintoare cunoașteți? Vă dați seama ce a însemnat pentru mine întrebarea aceea? Eu nu știam unde să mă regăsesc, nu știam unde trebuie să mă prezint, dar toate au însemnat echilibru și rezultatul meu de astăzi la cei 28 de ani și că nu mi-am obținut statutul profesional prin ajutorul nimănui. Exact. Pur și simplu pe merit. Satisfacția dar este extraordinară. Dar am și spălat copiii, le-am pus și să mănânce, am spălat și vase, adică nu m-a născut mama director și nu mi-a dat statutul acesta. Gata, ai terminat studiile superioare, ești mamă de pe băncile facultății director. Trebuie să-ți faci ucenicia în ceea ce îți dorești să ajungi până la urmă. Așa este și satisfacția este mult mai mare în momentul în care faci totul pe propriile puteri și pe... Bun, există oameni care un pic pun umărul, ridică un pic din umăr și te saltă câte un pic. Asta și ăștia vin de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni. Mesageri, da. Eu întotdeauna am avut oameni în spatele meu care mi-au dat curaj, care m-au ajutat, care m-au împins de la spate în momentul în care a fost nevoie, fiind departe de părinți și plecând de la 18 ani de acasă, am avut nevoie de oameni de genul și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos în cale asemenea oameni. Întotdeauna. Ați avut și dezamăgiri din partea lor, doamna Maria? Din partea oamenilor, bineînțeles că sunt, dar ăia nu sunt cei care m-au ridicat. Dezamăgirile, au fost lecții și acelea despre ce vorbeam. Dezamăgirile au venit din partea prietenilor pe care i-am considerat prieteni și s-au dovedit că n-au fost, dar cei care cu adevărat au pus umărul, așa cum îți spun, au ridicat din umăr, din partea lor nu. Au rămas acolo. Au rămas acolo, sunt aceleași persoane cărora le mulțumesc o viață întreagă. Sunt acele persoane la care pot să plâng dacă trebuie, pe umărul lor, care îmi dau un sfat în momentul în care nu știu pe ce drum să o apuc, pentru că avem tot felul de încercări în viața asta și contează foarte mult să ai pe cineva care să-ți spună, tu ești subiectiv, tu judeci altfel lucrurile, unul din afară sau o persoană, altfel. Un prieten care ți-e un adevărat prieten vede altfel lucrurile. Ce v-ați mai dori, doamna Maria, pentru viitor apropiat? Nimic, sănătate. Sănătate. Vorbeam despre pandemie și despre ce am învățat din toată perioada asta
nebună, e adevărat, suferim îngrozitor, sufăr îngrozitor că nu, că nu mai sunt acele spectacole, acele concerte, nu mai există contactul acela direct cu publicul sau când există, vine cu tot felul de emoții exagerat de mari pe care nu le-am mai simțit decât când mergeam în concursurile de interpretare a cântecului popular. Când eram în fața juriului și mi se studia orice și mișcare și gest și cuvânt din, scos din gură și tonalitate și tot, și tot. Suferim îngrozitor, dar am învățat din, din nebunia asta, din perioada asta. Dar simte o schimbare în lumea aceasta sau v-a spus? Firește că simte. Firește că mă uit la copiii mei care au vârste fragede și imită faptul că trebuie să-și pună mască atunci când pășesc într-un magazin. Firește că simte. Au fost zile în care n-a putut să iasă din casă, având în vedere diabetul lui. A stat săptămâni întregi în casă. A suferit îngrozitor că nu se putea întâlni cu prietenii. Dar mama, dar ceilalți merg afară, pentru că erau care, într-adevăr, mai mergeau în parc. Iar el nu putea ieși. Mama, tu stai în casă, hai să facem altceva, hai să ne jucăm, hai să citim, hai să ne jucăm pe calculator, hai să facem ceva împreună. Hai să mergem în grădină, ne bucurăm de casă, ne bucurăm de grădină. Alți oameni au stat izolați într-un apartament. Aici iar a fost o lecție pentru Darius. I-am zis, mama, uită-te, sunt copii care stau într-un apartament. Tu ai toată grădina să te duci de sus până jos și faci și sport. Vedeți, toate vin cu un scop. Și da, pentru fiecare, cum am zis, există rezolvare și prin lucrurile astea demonstrăm că ăsta este adevărul. Și vreau să vă mulțumesc acum în încheierea acestei emisiuni, doamna Maria Butilă, pentru... Îmi spuneați înainte în culise... A, cât ține emisiunea? O oră jumătate, doamna Maria. Uitați-vă cum a zburat timpul. Mă bucur foarte mult că am ajuns aici și am ajuns să povestim așa de aproape, așa de... să intrăm așa un pic în esența lucrurilor. Nu știu ce să... Eu vă doresc emisiuni frumoase. Cu așa evitați să le tot avem. Așa evitați. Să aveți emisiuni frumoase, să avem parte de sănătate, să... mi-e dor de spectacolele pe care le făcea în aer liber Etno TV, de exemplu. Mi-amintesc cu plăcere de câte ori vin acolo la voi, în zona aceea, mi-amintesc parcul acela mare în care ne adresam unei mulțimi extraordinare care bulci. Venea pe vară, pe iarnă, se adunau acolo în fața scenei. Este minunat. Este mulțumirea artistului că oamenii ăia vin, nu știu, dacă dintr-o mie de oameni, doi sunt pentru mine... Nu pot decât să fiu mulțumită. Știu că parte din ăia au venit pentru mine. Mulțumirea asta sufletească este extraordinară. La fel și în emisiunile radiofonice. În momentul în care oamenii intră în direct și vorbesc atât de cald și de apropiat și se simt atât de bine și îmi spun, chiar îmi dau din casă uneori, chiar spun ce, cu ce fără se confruntă. Interes, ci pur sau și simplu chiar simt nu știu, asta. Sau pur și simplu vor să... să ceară o dedicație muzicală pentru cei dragi și vorbesc atât de frumos, nu știu, îmi dă o satisfacție extraordinară. Faptul că sunt așa aproape de ei și ei mă simt, eu îi simt... Deci pansament este, pentru suflet. Da, este așa o energie pozitivă care se transmite dincolo de... Deși unii poate că mă văd, nu știu, în poze sau mă văd pe rețelele de socializare, poate nu m-au întâlnit niciodată. Dar îmi spun cât de mult mă îndrăgesc, cât de mult mă iubesc și ce simt pentru mine și cât de mult îmi apreciază activitatea. Păi ce-ți mai trebuie de la viața asta decât am o familie, Doamne, îți mulțumesc, suntem sănătoși, suntem bine, serviciu avem, Doamne, îți mulțumesc pentru serviciu, că ce mă făceam în perioada asta. Și eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea de astăzi, să ne revedem cu bine, doamna Maria. Și mulțumesc Etno TV încă o dată. Vreau să-i felicit pe colegii din spatele camerelor care, ei săraci, nu-i vede nimeni. Spre exemplu, aseară am participat la o emisiune foarte faină la voi aici, la Etno TV și eu atât
atâta bucurie și atâta optimist cât am văzut pe colegii tăi. Deși era seara târziu, am zis, măi, oameni buni, voi ați dormit astăzi toată sunt ziua? Sunt oameni deosebiți și chiar formăm o familie. Dincolo se de vede. Toate, trebuie să ne acceptăm unii pe alții cu bune și cu rele. Se vede că sunteți o familie perfect. Și până la urmă cred că asta este cel mai important lucru. Ca locul de muncă să-ți devină familie, așa cum este pentru mine radioul a doua casă. Și se vede lucrul acesta, se simte, că la voi se vede la televizor, la noi se simte după vibrație și energie. Da. Mulțumesc din suflet, doamna Maria. Cu drag, să fiți sănătoși. Știu cu siguranță că și astăzi am atins un moment mai sensibil și spuneam la începutul emisiunii despre nostalgie. Ei bine, chiar a cuprins-o pe îndrăgită artistă Maria Butilă și dacă v-am promis dezvăluiri, le-am aflat și eu astăzi odată cu dumneavoastră. Mi-am dat seama că rezolvarea în orice problemă este bunul Dumnezeu. Dacă nu găsea resurse cui să se destăinuie, dacă nu găsea optimismul pe care îl are întotdeauna, l-a găsit atunci când și-a găsit duhovnicul și a mărturisit greșelile pe care le-a făcut. Ați văzut și dumneavoastră că nimic nu este mai presus decât divinitatea, nimic nu este mai important decât Creatorul, dar și-a găsit echilibru în familie și iată că pandemia a reușit să o schimbe, să-și dea seama despre lucrurile importante care ne marchează viața într-un mod plăcut. Pe curând, dragii mei!